Bună ziua, astăzi 5 februarie 2023, mă numesc Husar Teodor Daniel, locuiesc în județul Arad, orașul Lipova, sunt născut în orașul Arad. Avem o vreme foarte rea, azi noapte a fost minus 6, se resimte ca minus 10. Ne-am pus apă călduță la iepuraș. Este rece tare, minus 1, la soare sunt un grad 2, la umbră e minus 1, se resimte ca minus 7, dimineața erau minus 6, ca minus 10, foarte frig. Dăpătorile sunt ghețate, le-am pus pahare. Toți. Aici avem și metisa de fluture. Mai sunt 10 din 13. N-au putut să ducă pe toți. Deci campioana de 96 de puncte cu cei 4 prechindei. Tata lor e acest mascul de 97 de puncte. Mascul foarte frumos, picior gros. Blană foarte bună, ureche lată, mare. 23-24. Cum vedeți, sunt înghețate. Nu curge deloc. Am pus apă în pahare. Cei patru uriași. Mama, masculul din... Mama, femeia din Austria, tata, masculul de la Mihai Blaga. Acum le-am pus lucernă. Foarte bună. Femeia de 96 cu cei 5 prechindei, tata lor Thomas Colo din Austria de 97 de puncte. Aici avem purceaua. Uitați, cum vedeți, totul e alb, bate un vânt, azi noapte bătea foarte, foarte tare. Este foarte frig. Aici avem metișe, din femeia de flotere cu masculul din Austria. Foarte frumos, blană deosebită pe ei. Găină Iza Brown, încă mai ouă, metise de casă, mixtă, Master Gri, iar mixtă. Aici alaltă ieri am tăiat masculul, a avut 2,8 kg, tot un metis, toată uriaș. A rămas un kil 400 de carne. Aici iarăși avem metiș. Foarte frumos. Tot tata masculul din Austria. Australop Splash. Australop Albastru. Încolo mai avem. Metiș. Aici cocoșul de New Hampshire. Puice, avem și puici, australor pe negru, pe albastru, splash, master gri. Masculul de la Mihai Blaga, baloții de lucernă și otavă. Aici am metisa, 12 pui pe ea, sunt ok toți. Femeia de California, în zilele următoare, în 8-9 așteptăm pui din ea. Am băgat pe aici să aibă destule. Iarăși campioana.
de la Lipova și i-am pus paie foarte mult, o fică din ea, un mascul din ea, cea patru metiș, și ăla i-a înghețat de pătorile, am pus în pahare apă, în cernă cu amestec, acum le-am pus și porumb, un pic mai mult, este frig pentru a avea energie destulă. Așa avem și pe Rexii, californienii, cu cei doi pui de oriaș, la femeia din Austria. Aici sunt metișii, cei 11, o mamă iar foarte bună. Acolo găinile ouă. Maia. Acolo e Maia. Foarte frig. Vom vedea aceste două femele cum va decurge puierile lor. Sperăm că va ține Dumnezeu cu mine, să fie vreme mai bună. Mâine se anunță frig, mai frig astăzi. Vom vedea. Acolo sunt și rațele. Am mai oprit 3 rațe și un rățoi. Maia! Așa mai stau câteva puice la soare. Le-am mai dat tărâță cu apă caldă. Vă doresc o duminică plăcută, o după-amiază plăcută, o săptămână binecuvântată în care veți intra. Succes tuturor crescătorilor de iepuri! La revedere!